Tribunalul Militar din Timișoara a dispus urmărirea penală a comandantului Florin Popescu în data de 12 martie 2015. O sentință pe scurt a instituției de justiție ne arată că acesta va continua să fie urmărit penal pentru abuz în serviciu și lovirea inferiorului și totodată va începe urmărirea penală și pentru purtare abuzivă și abuz de autoritate. În baza articolului 341 aliniatul 6 Cod Procedură Penală, admite cererea formulată de petentul major Fometescu Ion, trimite cauza procurorului militar pentru completarea urmăririi penale față de colonelul Popescu Florin cu privire la infracțiunile prevăzute de articolul 297 și articolul 420 Cod Penal și începerea urmăririi penale pentru infracțiunile prevăzute de articolul 296 aliniat 1 și articolul 419 Cod Penal definitivă. Cu toate că Tribunalul Militar din Timișoara transmite că Florin Popescu este urmărit penal, reprezentanții instituției infirmă acest lucru. Inspectorul șef al JJ Gorj, comandant Florin Popescu, este urmărit penal pentru posibile abuzuri de natură violentă, săvârșite împotriva unui subordonat în luna martie 2014, menționăm următoarele. Inspectoratul General al Jandarmeriei Române a demarat la momentul respectiv verificări interne, care în acest moment sunt suspendate, dar fiind faptul că ofițerului se aduc acuzații care vizează faptul de natură penală. Declinând competența către parchetul militar de pe lângă Tribunalul Militar Timișoara și Circumscripția Teritorială Craiova. În momentul de față se efectuează cercetări cu privire la aspectele menționate, pretinsul la prezenția de nevoie de care beneficiază orice cetățean și creând cont că ofițerul nu este pus sub urmărire penală, confirmându-se astfel în cele prezentate în mass media. Este regretabil faptul că în anumite publicații locale preluate de un post de național au fost prezentate informații fără susținere prin dovezi concludente. Motivul pentru care șeful jandarmilor gorjeni este acuzat este o altercație între acesta și un subaltern de-al său, Ion Fometescu. În martie 2014, Florin Popescu l-ar fi agresat pe majorul Fometescu chiar în biroul său din instituție pe motiv că nu a vrut să execute un ordin. Mai mult decât atât, majorul a fost preluat din biroul șefului său cu un echipaj al serviciului de ambulanță Gorj, fiind transportat la unitatea de primiri urgențe din Târgu Jiu.